будет аспис, он тут менти, но он ушел, и тогда после 2014 пушка выпели. Значит, если фактически по уровню 200 конечностей, то тогда 20. И если домнул конечностей будет я, чай я коммуникат, если по нашему партичипар, то по тебе партичипар. Și întreb așa. Și ca atare, noi suntem obligați acum să alegem un președinte de ședință pentru o perioadă de 3 luni. E vorba de noiembrie-decembrie 2021 și ianuarie 2022. O să vreau să faceți propunere pentru alegerea președintelui de ședință. Domnul Busuioc Dorin Reus. Eu propun pe doamna Nena Bejenaru, dacă ar fi de acord de sa. Hai să dați propunere? Da. Domnul Surugiu, domnul Bejenaru. Busuioc Dorin Reus și Surugiu Dorin. Eu știu de ce e foarte bun pică. O fost din multe ori. Ce mai este? Știu că nu vrea. Ce mai este? Eu știu că nu vrea. Poate domnul în ordine, propunerea... Domnul Nicușor Dorin Reus pentru doamna Vejenaru Elena Vasilica. Cine este pentru? Și a devizului general estimativ pentru realizarea obiectivului de investiție, reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere afectate de calamități în comuna de județul Bacău, inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate. Următorul proiect pe ordinea de zi este proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță juridică și reprezentare juridică prin încheierea unor contracte care să asigure apărarea intereselor UAT Comunal Livez, Primăria Comunei Livez, a Consiliului Local Comunei Livez și al județului Bacău. Inițiatorul proiectelor de hotărâre este primarul Comunei Livez, județul Bacău, domnul Sorin Michim. Cine este pentru? Pe două puncte pe ordinea de zi. Trecem la primul punct de pe ordinea de zi. Uh,
Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru realizarea obiectivului de investiție, reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere afectate de calamități în comuna Livezi, județul Bacău. Proiect inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate. Comisie de specialitate în urmă. Comisia Comisia Mărului. Acest program. Dorește cineva să ia cuvântul? Aici, dacă vreți, sunt câteva cuvinte. Cred că lucrurile sunt clare. Majoritatea consilierilor știu pentru ce este acest proiect de hotărâre. Trebuie să depunem pe PNDL 3. Data de punere este până pe data de 8, a 11. Am ținut să facem, pe viteză această ședință. Sperăm să nu avem clarificări, să ne ceară clarificări, dar nu putem depune în ultima zi să ne trezim că sunt niște neconcordanțe sau o parte de ceva pe acele documente care noi o să le pun. Tocmai de asta am considerat că astăzi pe întâi să facem ședința, de, după ce termină ședința o să le ridic pe format electronic, să le trimite pentru că avem o parolă în care putem depune în format electronic și după aia să ajungă fizic aceste documente. Hotărârea de consiliu local, de vizu și să ajungă la minister, ca să putem înregistra. Tocmai de asta și nu cer o dată scuze, dar având în vedere că lucrurile care se întâmplă cu boala asta, cu COVID-ul, cu așa, nu aș vrea să stăm foarte mult la, la discuții amicale sau așa. Tocmai pentru acest motiv de a ne proteja cu toți. Vedeți ce se întâmplă, avem și angajați care sunt, sunt bolavi, nu vreau să vorbesc mai mult, dar lucrurile nu sunt tocmai la locul lor. Haideți să, dacă sunt întrebări sau dacă vreți să trecem la următorul punct, cum spuneți de asta? La vot! Da, să punem la vot proiectul de hotărâre. Cineva să mă trebă? Ține cineva? Vă mulțumesc! Proiectul de hotărâre a făcut cu unanimitate de vot și spui și vă mulțumesc. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, care este un proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță juridică și reprezentare juridică prin încheierea unor contracte care să asigure apărarea intereselor OAT-ei Comunei Livezi, Primăriei Comunei Livezi și Consiliul Local al Comunei Livezi, județul Bacău. Comisiile de specialitate. Comisia numărul 1. Comisia numărul 1. Comisia numărul 3. Dacă cineva dorește să ia cuvântul legat de acest proiect. Da. Să punem la vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Vă mulțumesc. Declar închisă ședința de astăzi. Vă mulțumesc pentru participare.